După un an în care sistemul medical a fost pus la grea încercare, primul spital regional de urgență din România este cu un pas mai aproape de finalizare. Contractul de finanțare a construcției a fost semnat de vicepreședintele Băncii Europene de Investiții. Spitalul urmează să fie construit la Iași. Mai multe detalii ne aduce Clara Mihociu. Bună ziua, Clara! Ești chiar în locul în care se va construi, să înțeleg. Arată-ne! Bună ziua! Bună ziua tuturor, așa este. În acest loc, care acum, după cum vedeți, este pustiu, pentru că este doar un câmp efectiv, va fi construit primul spital regional de urgență de la noi din țară, pentru că vor fi în total 3 astfel de spitale, dar spitalul care va fi construit aici la Iași este cu proiectul cel mai avansat. Ieri a fost semnat, într-adevăr, contractul de finanțare cu Banca Europeană de Investiții. Vorbim doar despre jumătate din suma necesară pentru construirea spitalului aici, în tot acest loc, iar lucrările ar putea să înceapă efectiv peste aproximativ 2 ani. Undeva în acea direcție este și aeroportul, dar acest lucru este mai mult sau mai puțin un lucru benefic, pentru că oricum spitalul va avea de asemenea și un heliport. Vorbim despre un spital care va avea 7 etaje, de asemenea peste 850 de paturi și alte 60 de paturi pentru unitatea de primiri urgențe. Va avea și 70 de cabinete în ambulatoriu, dar de asemenea vor fi și 19 săli de operații. Cel mai important lucru este însă altul. Vor fi aici medici și cabinete și toate specialitățile medicale de care pot avea nevoie pacienții. Lucru care în acest moment nu se întâmplă în spitalele care funcționează în regimul unui spital regional de urgență la Iași, pentru că pacienții sunt acum plimbați între toate spitalele din oraș, pentru că nu există un spital care să aibă medici din toate specialitățile. Lucrul acesta va fi extrem de bun pentru pacienți, pentru a nu mai fi plimbați, mai ales că la Iași ajung pacienți din toată zona Moldovei. Clara, îți mulțumim pentru toate informațiile.